O friptură pe scaunul din dreapta, sticla de bere în suport, țigara aprinsă în mâna dreaptă, muzica la maximum, iar cu mâna stângă învârtea de volan. Nu este vreo poveste gogonată, ci este un scenariu întâlnit de polițiști în trafic. Mai exact, este vorba despre un bărbat de 48 de ani care cel mai probabil a vrut să fie alături de polițiști să sărbătorească și el ziua poliției române. Polițiștilor le-a atras atenția un autoturism care circula haotic pe un drum județean. După ce au procedat la oprirea șoferului, au avut surpriza să constate că bărbatul afla la volan dădea o petrecere privată, cu friptură, bere și muzică. Dincolo de ridicolul situației, polițiștii au constatat că bărbatul nu avea dreptul de a conduce pe drumurile publice și avea o concentrație de 1,53 mg alcool pur în aerul expirat. Acest șofer inconștient putea să genereze o tragedie pe drumul public, mai ales că circula ziua în amiaza mare când nivelul traficului auto și pietonal era ridicat. Cei doi polițiști au dat dovadă de intuiție și flair. Prin urmare, l-au condus direct în arest pe șoferul de ocazie, fiind emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, relatează mesajul.ro.